facem un vlog de la Classic cu mici. Putea să apară mic un vlog, dar să nu apară Dacia, adică... Bine, ideea este că băutura n-a întârziat, dar mâncarea... Nu se numesc mici ăștia? Little. Little? Mic mici. Sunt buni, dar au gust a sarmale prăjite. E bun? Hello, oameni buni! Încep vlogul așa, mai cu puțin suspans, cu acest golden hour la acest... Înțelegeți voi? Adică apune soarele. Dar vreau să vă zic că îmi tremură mâinile, nu mai pot. Pentru că am mers cu o Dacia, pe care o să o vedeți la Mihăiță pe canal. Și nu vă zic că a fost teroare. M-am panicat maxim. Și pentru că suntem în turnul Măgurele și nu am apucat să mâncăm la prânz, am tot întrebat unde putem să mâncăm. Doar că ce credeți? Nouă ne era poftă de șaorma și duminica e închis la șaorma în turnul Măgurele. Și am întrebat unde am putea să mâncăm și ne-a zis cineva că sunt niște mici extrem de bune aici. Deci vă dați seama că o să facem un vlog de la Classic cu mici. Testăm în mici, dar numai că nu sunt din târg. Sunt de nu știu unde. O să vă zic eu pe parcursul clipului că am uitat cum se cheamă. Doamne, teroare a fost aceea. Eu v-am zis că facem un vlog de la pe 5, și nu putea să apară mic un vlog, dar să nu apară Dacia, adică n-ai cum așa ceva. Și dă-mi un pic că e full LED. Deblochează un pic. Eu puțin că e full LED. Și cum toate drumurile duc la Opelul meu, această culoare este culoare de Opel Astra H GTC. OPC, Madi. V-am zis că o să revin cu denumirea, se cheamă restaurant rustic FN sau ceva de genul ăsta. FSN sau FSN, cine... Cam așa arată. Ia uite cum arată terasa. Vezi că arată bine. Da, nu m-am așteptat. Da, miroase într-un fel leșin. Tradiție din 1991. Cam așa arată. Chiar că e rusă. Mamă, ce... Băi, auzi, canapelele astea stil american. Da? Asta care îți dă aer și apă în același timp. Vezi, era cald. Zic, mă, de ce? Mă străpește ăla și mi se duce naiba tot machiajul. Și ce bărbat ai mai lângă tine și nu poate să oprească la... Ce? Îți dau mai ușor? Ce zici? Îți dau mai ușor? Da, știi? Vezi, poate îl strici, că tot de obicei când pui mâna pe ceva se strică. Da, dar tot vine apa. Am, dar vine aici. Ușor. Cine stă în capul mesei, bărbatul? Știi că cine stă în capul mesei plătește, nu? A venit și meniul, dar nu știu de ce ne uităm la el, pentru că oricum știm ce vrem de la viața asta. Mici toată viața. Stai, ciorboblei? Nu. Bă, ciorboblei? Și 300 de grame. Bine că e de legume, ce drept, dar e oblei, adică e foarte ieftin. Salte de castraveți cu măra, salte de varză, cu morcov. Uite aici, uite, mici. O bucată, 4 lei. Cel mai ieftin mic, frate. Mi-am mâncat, și cel mai bun. Cel mai ieftin și cel mai bun. Deci domnul aici, domnul Dani spune că e cel mai bun. Domnul cu Dacia. Și cel mai bun. De ce cel mai bun? Pentru că eu n-am mâncat mici în altă parte mai bun decât ăsta. Ai mâncat la Obor? Nu, am mâncat în toată țara. La București nu am mâncat, dar... Ai mâncat la Dedulești? Nu. A, deci păi n-ai cum? Mâncat mici. N-ai mâncat mici ăia prenumiți? Dar nu... Ai mâncat la Ciotoianu? Nu. Vezi, n-ai mâncat mici ăia. Lasă că spuneți voi acum că sunt mici aici. Deci trebuie să vină Dani la București să-i dăm niște mici de acolo frumos. Clar, dar mai ales acum că la Cetoianu s-a deschis în drumul Taberei. Și după aia gen faci plimbare ca să dai micul jos. Madi, dar hai să lăsăm puțin că poate ne închide gura cu micii ăștia, poate sunt buni rău. Haide să mâncăm că mi-e foame. Cât vrei? Câți mici vreau? Unu. Cum un mic, mă, frate? Păi nu am consumat. Doi măcar. Ce? Eu vreau 4. Poftă bună. Am auzit cea mai tare glumă astăzi, pe ziua de astăzi. Consum un mic exact ca smartă, mănâncă doar un mic. Eu când îi spuneam lui Madi Smardi, eu puteam cum merge între Smart și Madi. Merge, nu? Merge. E femeie bună, consumă puțin. Zi, Madi. E ținut la casa omului, vedeți? Care vrea să mai ia acasă, stați spotoliți că-s măritată. Ce mai vrei? Adevărat. Tot acum că o să mănânc cococi. Nu știu ce-s cococi. E pâine ca asta, uite. Cocoși pe vatră, gen turtele alea. Pâine de cafe. Ai cola zero? Bine, vreau și eu apă plată cu lămâie, te rog. Dar vreau papanaș, să-i încerc. Hai, mă, frate. Las, încercăm în altă parte. Bine, adune și o porție de papanaș, te rog, cu smântână și dulceață. Tu vezi partea bună a lucrurilor, aici nu s-a întârziat cu nimic cum s-a întârziat la Predeal. Avem și Pepsi aici. Ideea este că nu am primit noi chiar ce am cerut, gen n-am primit nici gheață, nici lămâie și nici cola zero, dar e ok, a venit la timp băutură. Aia e bine, nu ne deshidratăm. Doar el a primit gheață. Eu te singurul fericit. Bine, ideea este că băutura n-a întârziat, dar mâncarea... Mi s-au lungit urechile, cum s-ar spune.
Măi, tu nu le mai lua apărarea că de la tine. Ia de-l, Daniel. Se-l face cum proaspăt. Cum se numesc mici ăștia? Littles. Littles? Mec mici. Așa mici sunt? Da. Nu sunt mici mici, nici mici mari, nici mici mici. Sunt acolo potrivit. Știi pescar, nu mai știi cum să mai arate. Știi cum cunoști un pescar? Cum? Are dungi pe mâini. Am prins un atât, Bună, bună să nu știu. Știi cum cunoști un vânător? Cum? Are un ceva în frunte aici, o vânătaie în frunte. De ce? Aici că i-a dat numai în cap, știi? Mor când arată, știi că i-a dat în cap. Aaa, nu mă prindeam. Mamă, ce lac de blond am avut. Ca idee, am făcut așa un mic research și când au venit băuturile era 20:19. Când v-am zis eu că întârzi mâncarea era 20:34. Știți cât este ceasul acum? 20:57. Și de vine mâncare din fie. Deci acum pornesc. Scuze. Pornesc. Ai venit cu tot cu papanaș? Mulțumesc. Urmează cococi ăștia. Bă, dar micii chiar sunt mici. Dă-i în palea mea de mici. Ia. Ah, ce bine că mi-a luat doar unul, pentru că ăștia-s doar ai mei, dacă de bine arată. Arată mai bine aici papanașii decât arătau la... Ancora. Predeal, exact. Vai. Hai să mâncăm, că mi-e foame. Te las până să guști, haide. Stai să-mi iau. Mai întâi de toate o să tai un mic să vedem cum e la jumate, chiar că-s mici. Știți care este de fapt problema? Vreau să gust cartoful ăsta. Cartof congelat normal. Cartof congelat, fără sare. Aia cu micii, n-au luat oamenii cartofii. Ia cum arată pe interior. Făcut. E foarte făcut. Bă, dacă miroase, lasă-mi colo, e treabă. Ia să vedem muștarul ăsta. Dați-mi o bucată de pâine, vă rog. Ce cald e. Mamă, dar asta e top, frate. E top rău asta. E bun rău. Până a frământat-o, nu? Da. Haide, Madi, ziua tu. Sunt buni. Dar au gust a sarmale prăjite. Nu, că cum se văd micul ăsta mă apreste? Micul nu se mănâncă cu mâna, ce ne-ai luat? Știu că sunt bun. Nu au gust de sarmale, dar sunt mai... mai tari. Adică nu-s la fel de suculenți care la... la obor. Chestia este că nu sunt deloc răi la gust, adică îs buni. Adică bun rău ce ai. Nu știu ce aveai mici pe care ai mâncat. Dar-s bun. Acum, întrebarea mea este... ca micuți, da. Dacă tu mănânci toți micii ăia, mănânc eu toți papanașii ăștia? Nu cred că ar fi afacere pentru tine. Apoi e așa. Deci pe ea să le 10. Ăsta fac e mai bun, nu? Eu n-am zis că -s răi. Băi, n-am apucat să mă uit înăuntru, că l-am tăiat. Aiurea, ia fete. Mamă, cum arată dulceața asta de afine. E bun? Papanașul salvează situația. În mare stil. Mamă. Ce bun e! Ce bun e! Aaa, ferendu-te! Ce? Că am dat și prin ciocolată. Nu știam eu de ce e atât de bun. Am dat și prin ciocolată, dar cum e dulceața asta de afine, e de aia dulce acrișoară, leșin aici. E bun? Mm-hmm. Mai bun pe l'Ancora? Mm? Mai bun pe l'Ancora? Da? Mm-hmm. E înseamnă... și e și mai ieftin. Ăla de la Ancora. Și sunt și doi. Ăla de la Ancora. Nu puteai să-l înghiți, era așa necăjos, ăsta e așa super moale, soft. Bine, Madi, ăsta e al tău. Ăsta e al meu, da? Ăsta e al meu, ăsta e al meu și ăsta e al tău. Da, mă, desigur. Afacere. Da. Îți dau un mic pe papanaș, vrei? Mm-mm. Avem aici un minus, a rămas fără muștar. Nu e bine dozat muștarul, domne. Mănânc prea mult. Mănânc eu prea mult, într-adevăr, dar parcă vreau mai mult muștar, sincer. Da, hai, și trecem aici frumos. Ultima formă de muștar și micul fără muștar nu prea are gust. Dovedit toți micii aici frumos, păcat că nu are destul de mult muștar. Nu au. Nu au. Nu are destul de mult muștar. Micii nu are muștar, micii da, nu are muștar. Micul nu are muștar. Și aici avem papanașul dezonorat pentru că era Madi moțu. Da, Madi mi-a mâncat moțul la papanaș. Hai să vedem. Am auzit doar cuvinte de laudă despre acest papanaș. De la Madi, care e expert în papanaș. Văd aici niște lămâie și văd niște bulgăraș de brânză. Ia să vedem dacă îți dai seama cu care seamănă. Bă, nu e. Nu e la Cluj. Nu, nu seamănă cu ăla de la Cluj. Ăla la Alba Iulia puțin. Exact, exact. Da. Deci aici experții voștri din papanaș, Madi și MTB-ul. Frate, dar mă crezi că atunci când o să vreau o escapadă să mă duc undeva să mănânc pe papanaș, vin aici, 15 lei, 2 papanaș. Da, la preț e bun. Îmi trag palme, adică nu există așa ceva, restul țării, luați aminte. Deci chiar da, dar nu-l bate pe ăla la Cluj, ăla la Cluj e topul. Dar e bun ăsta, e printre aia buni. Dar, o detronează la preț. În stil barbar pe Ancora. Da, pe Ancora, da.